Proiectul Sistemul de Management Integral al Deșeurilor este implementat la Iași în proporție de 90%. Reprezentanții Consiliului Județean Iași susțin că proiectul va fi finalizat în această primăvară. Victore Lupu, președinte interimar al Consiliului Județean Iași, a efectuat o vizită pe teren pentru a verifica stadiul acestor lucrări. Acest proiect are o valoare de aproximativ 70 de milioane de euro. Practic s-a vizitat la fața locului stadiul implementării proiectului, a stației de tratare, așa cum am spus, o stație care va avea o capacitate de 140.000 de tone de deșeuri pe an, o stație care va fi cea mai mare din România și chiar cea mai mare pe o rază de 1500 de kilometri în Europa, mai existând astfel de stații în Austria, Italia, Spania sau Franța. La ora actuală, gradul de implementare, de construcție a obiectivelor din acest proiect este de 90%, urmând ca până în primăvara acestui an să finalizăm procedura și să finalizăm construcțiile de acolo.